Culmea momentului, acum la Europa FM. Au venit rezultatele de astăzi, sunt 10.142 de cazuri noi, 10.142 de cazuri noi, din 35.762 de teste au murit 121 de oameni, la ATI sunt 1.152 persoane, cele mai multe cazuri noi de COVID sunt în București 927, la Brașov 466, la Hunedoara 412, ratele de incidență cele mai mari la Sibiu 7,4, la Cluj 6,99 la 1000 de locuitori și la Timiș 6,43. Încă o dată 10.142 de cazuri noi din aproape 36.000 de teste, au murit 121 de oameni, iar eu vă chem la dezbatere. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Înainte de a merge mai departe, ați auzit rezultatele, nu sunt singurile de speriat. De exemplu, în America, o veste vine și de acolo, unde unul dintre consilierii președintelui, viitorului președinte Biden, Michael Osterholm, om care face parte din echipa de răspuns la COVID a domnului Biden, spune că America, de exemplu, se îndreaptă spre iadul COVID, așa l-a numit, iadul COVID, că epidemia este departe de a fi ajuns la un vârf, ei au 140.000 de cazuri. Ați auzit ceva mai devreme că nici modelul suedez nu mai funcționează și că acolo s-au impus restricții și că există o sperietură, sau să zicem, sau o teamă a autorităților de acolo că lucrurile se vor înrăutăți. La noi, președintele tocmai a spus că măsurile de restricție impuse funcționează și că avem un platou stabilizat la 10.000 de cazuri pe zi în ultimele zile. Ok, poate că așa este. Toate lucrurile astea se întâmplă și din cauza că avem o oboseală a populației la tot felul de măsuri, dar avem și un răspuns, aș zice, ineficient al statului. Iar eu tocmai asta vreau să judecăm astăzi și să spuneți care e răspunsul statului la această epidemie. Adică răspunsul în faza în care se poate face câte ceva. La început, în momentul acela. Ce știm? Epidemia din România continuă spirala de creștere, sunt în jur de 10.000 de cazuri pe zi, mai multe orașe intră în carantină locală, în același timp spitalele sunt supraaglomerate, medicii încearcă să facă față la ATI, dar paturile și oxigenul sunt insuficiente. S-au raportat deja primele decese din lipsă de spațiu, dar mai grav, medicii spun că 6 din 10 oameni intrați la ATI nu scapă. Mai mult, dintre cei intubați la spitalul Marius Nasta, doar 2 au scăpat cu viață. Și aici vine directorul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, doamna Carmen Dorobăț, care spune că numărul mare al îmbolnăvirilor grave se datorează și din cauza abordării greșite sau a întârzierii cu care bolnavii evaluează primele simptome ale bolii. Ia ca ce zice doamna doctor, din nefericire tot mai mulți pacienți ajung tot mai târziu la spital. Vorbesc aici indiferent de vârstă. Și asta se întâmplă în primul rând pentru faptul că nu semnalează imediat medicului de familie noile simptome care arată starea de sănătate s-a agravat. Deci, zice doamna Dorobăț că dacă am face lucrurile mai bine în primă fază, la debutul bolii, nu atât de mulți oameni ar ajunge la terapie intensivă. Dar putem să facem asta? Adică a învățat ceva statul român în această perioadă? Că el avea de făcut un lucru relativ simplu, să pună la punct un mecanism prin care cineva, odată îmbolnăvit, să ajungă într-un timp rezonabil la testare, să fie văzut de un medic și apoi să primească consultație acasă cât se poate de des. Dar care sunt termenii aceștia rezonabili și cum funcționează în România și, de fapt, cât de repede putem să-i cerem statului să răspundă? Pacienții de partea cealaltă spun că întârzierea se datorează modului în care sistemul de preluare al bolnavilor funcționează. Astfel, ei sunt testați târziu după apariția bolii, ambulanțele ajung cu întârziere din ce în ce mai mare, contactul cu DSP-ul se face de-abia în a treia sau în a patra zi de la testare, la fel, contactul cu medicul de familie este greoi, sporadic și uneori fără rezultate.
Statul român a încercat îmbunătățirea acestei structuri de răspuns la îmbolnăviri. O parte dintre DSP-uri au fost organizate, s-au făcut centre de voluntari care răspund la telefon, au fost angajați oameni suplimentari pe ambulanțe, totuși ei sunt prea puțini în fața valului de îmbolnăviri. De asta eu azi la 0372069599 te întreb în felul următor. Care este experiența ta cu sistemul administrativ și sanitar care răspunde la îmbolnăvire? Te-ai îmbolnăvit tu sau cineva cunoscut? În cât timp a răspuns DSP-ul, la ambulanța sau medicul de familie? Ce merge prost și ce ai îmbunătățit? Și a reușit statul să pună la punct un sistem de evaluare și preluare a bolnavilor? 0372069599. România în direct începe acum, ascultându-l pe Dan. Salut, Dan! Bună ziua! Pot să vă spun din experiența proprie. Am 2 săptămâni de când am ieșit din carantină, sau chiar 3. Ce pot să spun? Soția s-a îmbolnăvit la locul de muncă, a fost testată cum ar venit luni, abia miercuri au venit rezultatele. Bineînțeles, în timpul ăsta au mers foarte bine la muncă. Luni, simțindu-se rău, da, deci mergând, anunțând și la locul de muncă, încercând să dea, de exemplu, de medicul de familie, nici el nu răspundea. Miercuri vin rezultatele. Cum ne-am dat seama, de exemplu, că ceva nu este ok, ea, după ce s-a simțit rău luni, imediat nici mie nu mi-a fost bine. Marea problemă a fost, apropo de ce spunea și doamna doctor Dorobăț, că ajungem târziu. E foarte greu să ne dăm seama, spre exemplu, la infestare, pentru că el potențează niște dureri pe care noi, de exemplu, le mai avem, niște probleme pe care le avem în corp. Spre exemplu, la noi au debutat cu niște dureri în niște zone în care noi avem probleme, spre exemplu, dureri articulare. Uh-huh. Și pur și simplu, astea n-au mai cedat la antiinflamatori și atunci ne-am dat seama că ceva nu este ok. Și numai bine a doua zi a venit și rezultatul. Eu am ajuns la spital, de exemplu, marți seara, la urgențe, și n-am știut că am COVID. M-am dus acolo, m-am tratat, m-am întrebat dacă am intrat în contact cu cineva cu COVID. Dom'le, nu am intrat cu nimeni până atunci. Și după ce, mă rog, a fost diagnosticat soția, era clar că și la mine erau probleme, dau de acum să încep să le spun, măstora, sun la DSP. Bineînțeles că nu a răspuns absolut nimeni. Din nou soția să anunți, medicul de familie iarăși nu-i răspunde. Șansa mea a fost că am avut eu un medic de familie care, da, el este mai serios, este foarte prompt, chiar mi-a dat și numărul personal, să-l sun indiferent de program și așa mai departe. Alt dar a fost singura persoană care a răspuns. Alt medic de familie decât cel al soției, cum ar? Da, eu având alt medic de familie decât cel al soției. Și vă spun, marea problemă, în primul rând, a rămas puțin șocat de câteva chestii așa. Nu primești tratament. Deci nu există tratament. Chiar dacă ai simptome, una că soția încercând să dea de medicul de familie, se spune ce are de făcut, ce are de luat. Pune asistenta să o sune peste nu știu cât timp, ia antibiotic, da? Având boală virală, nu știu, având un prieten medic la Cluj, l-am sunat, l-am întrebat, zic, e ok? Ce fac? Nici vorbă. Ca să mă sune și să-mi spună și el o chestie. Că noi deocamdată nu avem încă un protocol bine stabilit de acțiuni. Deci fiecare acționăm după capul nostru. Aici cred că e o exagerare, pentru că sunt diverse protocoale în spitale pe care medicii le discută între ei și au diverse... Da, dar nu este ceva bătut în cuie. Sigur, și nu sunt mai multe protocole. Care nu a primit tratament. Păi, deci în tot acest timp este normal ca un om care este diagnosticat deja să nu primească tratament, având chiar simptomi, stai acasă, eu și ok. Eu n-aș vrea să discut aici chestiunea medicală, pentru că e greu de spus de ce medicul cu care ai stat de vorbă nu ți-a dat tratament. Dar poate are motive justificate. Intervin și la partea cu statul, că aici am eu o mare problemă. Mie mi s-a părut că în tot acest timp statul, în loc să aibă grijă să se pregătească după primul val din martie, au avut mai degrabă grijă să arunce cumva pisica moartă pe spatele cetățenilor și să transfere toată presiunea pe faptul că, de fapt, singura cauză pentru care noi nu ne îmbolnăvim este că noi n-am purtat mască. Asta a fost singura problemă și că PSD-ul ne-a împins spre nu știu ce, că ei ne-au învățat să nu purtăm mască. Asta a fost marea grijă a guvernului și s-a mascat foarte bine asta. Prin mesaje care le transmiți. Fii prin presă, fii prin orice. Este unul dintre motive. Faptul că nu se respectă regulile este unul dintre motive. Adică este aproape evident. Haideți să vă dau un exemplu.
ați avut acum nici două săptămâni sau trei săptămâni o problemă cu privire la purtatul măștii, o dezbatere. Și v-au sunat toți, vai, eu i-am prevenit. Nu știu dacă din cei care sunau și vă spuneau cât sunt ei de responsabili, își puneau masca corect, schimbau masca la timp ca să aibă și eficiență. Și mai mult de atât, dacă ne uităm, și Franța, și Spania, și Anglia au scăpat epidemia de sub control, cu tot gradul lor de civilizație, neavând nici PSD-ul, neavând nimic altceva, pur și simplu, da, este o situație care ne depășește, dar și o lipsă crasă de pregătire din primăvară, pentru că se știa că o să urmeze cel puțin o problemă mulțumesc, la fel de mare. Dan. Mulțumesc tare mult. E ok, am înțeles mesajul tău, adică, da, știi ce spun eu, statul nu prea are cum să te ajute până la capăt. Spune Nelu Tătaru aici, domnule, pe 10 octombrie a zis asta, populația civilă să respecte acele reguli, degeaba facem acele controle, degeaba se dau acele amenzi, dacă ce urmează este exact la fel. Nu putem să nu respectăm niște reguli și pe urmă tot noi să strigăm că n-avem loc în spital sau de ce se moare. De aceea se moare, spune domnul Tătaru. Dom'le, și asta e adevărat într-o oarecare măsură. Sigur că și populația nu respectă niște reguli. Sigur că ascultătorul nostru are parțial dreptate, dar lucrurile nu se văd doar parțial, se văd la grămadă. Bianca, bine ai venit! Bună ziua! Aș vrea să vă povestesc și experiența mea și a familiei mele. Suntem infectați cu COVID, suntem în a opta zi de carantină la domiciliu. Ne-au apărut simptomele săptămâna trecută. Cred că primul a fost infectat soțul meu, deși m-am respectat măsurile de protecție, măști, mănuși, nu știm exact de unde s-a infectat, probabil de la servicii, au ceva colegi care tușeau, dar, mă rog, nu au stat acasă. Deci au debutat prima oară la soțul meu, simptomele ca o răceală. A doua zi am început să mă simt și eu destul de rău, asta fiind miercuri, și joi dimineață am sunat imediat medicul de familie, i-am spus ce simptome avem, după simptome a zis este foarte posibil să fie COVID. Norocul nostru că avem un doctor de familie foarte prompt, ne-a dat deja tratamentul de COVID, așa ne-a spus. Mă rog, nouă ne-a dat inclusiv antibiotic pentru că eu mai aveam o problemă de sănătate. N-aș vrea să discut aici chestiunea legată de antibiotice, nu ne pricepem, am o explicație pentru care se dau, dar fiecare medic își tratează pacientul așa cum știe. Și ne-a sfătuit să dăm telefon la ambulanță, deci medicul de familie ne-a sfătuit să dăm telefon la ambulanță să vină să ni se facă testarea. Am sunat joi dimineață, vineri pe la ora 3 dimineață au venit două persoane de la ambulanță, au fost foarte amabili, ne-au luat testele, mie și soțului, și ne-au spus că durează cam 2-3 zile pentru că sunt foarte aglomerați. Duminică am primit rezultatul că suntem testați pozitiv. Ne-au întrebat cum ne simțim și ne-au spus că dacă ni se agravează starea de sănătate, să mergem, să anunțăm din nou ambulanța, să mergem la spital. Medicul de familie ne sună zilnic, ținem legătura, suntem mai bine. Între timp și băiețelul nostru a fost diagnosticat cu COVID. Și DSP-ul, adică instituția statului care urmărește ce se întâmplă mai departe și vă are în evidență, există în povestea asta? Da, v-am zis, ei ne-au sunat și ne-au anunțat că rezultatul testelor este pozitiv. Deci ei ne-au sunat, după ce ni s-au luat testele, după două zile ne-au sunat și ne-au anunțat că testele sunt pozitive. Ne-au luat anumite date, serie pe buletin și ne-au întrebat, vă este foarte rău, cum vă simțiți, dacă vi se agravează starea de sănătate, să sunați la ambulanță, să mergeți la spital. Din fericire, starea noastră a fost din ce în ce mai bună. Și au fost amabili la telefon, ce să zic, doar că a durat puțin prelucrarea testelor, că eram și noi foarte nerăbdători să știm
a durat, deci de vineri dimineață de la ora 3, am primit de-abia duminică, nu știu, pe la prânz sau după amiază rezultatul, dar am înțeles că așa durează testele acestea. Că adică nu una e peste alta, în cazul vostru, răspunsul statului român a fost rezonabil și în regulă, din câte estimez. Da, 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 noi am fost mulțumiți. Și v-am zis, norocul nostru, avem ca, norocul nostru a fost că avem și un medic de familie foarte bun și am ținut legătura mereu, inclusiv ieri, astăzi ne-a sunat să ne întrebe cum suntem, dacă ni s-a agravat starea. Da. Din, de unde ne suni, de curiozitate? Din Constanța, vă sun. Din Constanța. E foarte interesant pentru că s-ar putea ca în diverse zone ale țării și funcție de numărul de bolnavi, dar și funcție de capacitatea statului, răspunsurile să fie diferite. Tu, în momentul acesta, dacă, să zicem, Doamne ferește, ți se face mai rău ție sau soțului tău, știi ce ai de făcut? Da, o să fiu nevoită să sun la ambulanță și probabil să merg la spital. Dar sper din sufletul meu să nu se întâmple lucrul acesta, pentru că din ceea ce am auzit, sau mă rog, din media, situația în spitale este destul de... de delicată și chiar n-aș vrea să ajung. Că și eu înainte să sun, deci după ce am vorbit prima oară cu medicul de familie, joi dimineață, și mi-a zis să sunați la 112 să vină să vă facă testele, am întrebat, dar nu o să ne ia la spital, nu e așa, adică din prima. Și a zis, nu, stați niște, că dacă starea vă permite, o să rămâneți acasă, nu vă ia nimeni cu forța la spital, că sincer mi-a fost teamă, știți? Îți înțeleg spaima și cred că în țara asta se trăiește cu foarte multă spaimă de spitale, deși în mod teoretic spitalele sunt cele care fac bine, nu fac rău. Îți simt pumnii, Bianca, ție și familiei tale. Îți mulțumesc pentru mărturisire, să spunem așa, pentru relatare și uite, domnule, că se poate, vezi că noi avem tendința să vedem totul în negru, dar lucrurile se pot pune, se pot face mecanisme. Sigur că aici avem nevoie și de o acceptare din partea noastră și de niște timp rezonabil în care se rezolvă astfel de situații. Dați-mi voie să adaug un site pe care statul român l-a făcut pentru voi care sunteți în situația asta. Ce trebuie să fac.ro se numește acest site și aveți acolo răspunsuri la zeci de întrebări pe care vi le puneți în acest moment. Ce trebuie să fac.ro. Marius e la România în direct. Astăzi analizăm răspunsul statului român în cazul celor care se îmbolnăvesc. Marius, e cazul tău? Bună ziua! Salutare! Binevenit! Bună ziua! Am două cazuri, o să zic, spunem, unul fericit, unul nefericit. Cazul meu în care răspunsul autorităților a fost exemplar, dar asta se întâmpla în luna iunie, iulie, și vorbim de aceeași localitate, București, pe când acum, vorbind de noiembrie, răspunsul statului este execrabil. Nu se poate așa ceva. Sora mea e infectată pe data de fapt, contact, din data de 30, sună de 3 ori la DSP, îi se dau 3 numere, nu vine să o testeze, nici până în ziua de azi cei de la DSP n-au venit să o testeze. Adică azi este 12. În noiembrie, da, suntem noiembrie. Pe cum, au trecut două săptămâni și sora ta nu a fost încă testată în momentul nu acesta? Nu a fost testată. Nu a fost testată de DSP. Mm-hmm. Undeva pe data de 4-5, este cei din casă se îmbolnăvesc și ei, cei din casă sunt cu ceva comorbidități, adică soțul cu un diabet, soacra cu ceva probleme cu inima, sună la medicul de familie, îi spune să sune la ambulanță, pentru că starea lor se agravau, vin cei de la ambulanță și se spune că nu poate să ia la spital pentru că nu au testare COVID. Și să mai aștepte 10 minute, un sfert de oră după ce pleacă ambulanța și să sune la 112 pentru testare. Lucru pe care cei de la DSP nu i l-au spus niciodată. Dar pe loc ambulanța, de ce nu i-a făcut testare atunci? Adică oamenii ăștia când vin pentru la caz vin fără teste? Nu, n-a devenit deja o practică aproape? Nici n-a fost vorba de testare, a fost vorba doar că oamenii se simțeau rău, iar atunci când sun la ambulanță, din ce am înțeles de la sora mea, specifici că vreau testare COVID, pentru că prezint simptomele astea. Clar că ei au COVID în casă toți. Și dacă nu spui, aia e treaba. Vine ambulanța, dar vine așa. Au ridicat din numeri și au plecat. Au spus că nu au ce să facă. Și că să ia
acel tratament simptomatic. Și trimitem altă salvare? Trimitem altă salvare, adică alte cheltuieli cu alți oameni care să facă testare? Exact, asta s-a întâmplat. Incredibil. Undeva pe data de 6 a sunat, asta se întâmplă pe 5, pe 6 a sunat la ambulanță pentru testare. Așa. Pe data de 9 le-a venit ambulanța acasă, i-au testat pe toți și undeva pe 12 de-abia au primit rezultatele. Adică azi, spui. Adică, nu, ieri, pe 11, ieri, deci după 9 pe 11. Au primit, bineînțeles, că toți sunt infectați. Mamă, soț, copil, soacră și încă un copil. Ce urmează? Adică au legătură cu medicul de familie, au ce le trebuie? Medicul de familie, da, au legătura cu medicul de familie, au ce le trebuie. Să sperăm că acum nu se agravează și că... Dar foarte târziu, dacă, Doamne ferește, eu am... Mă puneam în pielea ei, dacă se agrava situația soțului și a soacrei, nu vedeam soluția. Din moment ce ambulanța a venit și a plecat, aici mi se pare o ruptură foarte gravă. Da, e... Atâta timp cât ei nu aveau testarea COVID. Îți mulțumesc pentru relatare. Fii atent ce zice Ludovic Orban. Și aici cred că îi dau dreptate dintr-un punct de vedere. Domnule, inamicul nostru principal nu e nici PSD, nu e COVID-19, este sărăcia. Adică, da, ăsta e un răspuns. Dacă n-avem destule, cum să zic, n-avem destulă tehnică medicală, n-avem echipamente, nu avem oameni, asta e și din cauza sărăciei. I-a zis și DSU, domnului președinte Traian Băsescu, care are așa un episod de război cu domnul Arafat, DSU a dat un comunicat și a zis: domnule, trebuie să țineți seama că din cauza dumneavoastră, pentru că ne-a stăiat salariile în 2010-2011, astăzi avem o lipsă masivă de specialiști, zice DSU în războiul cu domnul Traian Băsescu. Și eu zic, da, domnule, e sărăcie foarte mare. Dar când l-auzi pe prim-ministru spunând că invocă sărăcia, o să pun alături și eu de sărăcie, o să pun lipsă de organizare, incompetență, numiri politice, toate relele unui stat șubred care se adună pe pielea acestor oameni de atâta timp. Pentru că este 12 noiembrie, adică din martie și până acum, mecanismele astea s-au putut construi și pe alocuri funcționează, dar multe alte părți nu funcționează. Nu reușim să ne prindem care e răspunsul la treaba asta? Florentina a venit la România în direct. Astăzi evaluăm răspunsul statului român la diverse cazuri de îmbolnăvire. Cât de repede te vede un medic? Cât de repede ajungi la DSP? Salut, Florentina, bine ai venit! Bună ziua! Te ascult! Cazul, eu, referitor la ce a spus și antevorbitorul meu, și văzând cum se desfășoară lucrurile, eu m-am gândit să schimb un pic strategia de abordare a problemei și să întâi să fac testarea ca să știu dacă sunt pozitivă sau nu și eu și mama mea și soțul meu. Pentru că doar având rezultatul, puteam să știu ce să fac mai departe. Deși aveam simptome și cel mai mult a avut simptome mama mea, știam că dacă n-am un rezultat, nu știu la ce spital să mă duc și ce o să-mi spună spitalul în momentul respectiv. O ia, nu o ia, e spital COVID, non-COVID, nu o luăm, o trimitem acasă. Știți că sunt o grămadă de probleme din cauza asta. Pentru că nu ai rezultatul, nu știi ce să faci. Și am stat un pic mai mult și am așteptat tot din cauza sărăciei, pentru că n-am știut cum să fac, să facem rost de bani, să le facem testele. Din fericire am reușit privat, să le fac. Da. Adică da, din fericire am reușit să le fac la privat. Având testele pozitive, am știut ce să fac mai departe. Am chemat ambulanța, ne-a cules din stradă, cum se culege că nu mai vine nimeni acasă să te ia, trebuie să ieși tu în stradă cu rucsacul, să te pregătești să pleci. Și din fericire am ajuns la un spital bun, care a internat-o pe mama mea. Eu nu am fost atât de grav și am putut să plec acasă. Ce pot să vă spun este că am așteptat doar salvarea câteva ore și a venit și ne-a luat, doar că ne-a adunat pe toți de pe stradă, pentru că altfel nu se putea. E sistemul acesta de culegere din mai toți? Multe cartiere până la spital. Întreb, ce înseamnă toți? Câți erați în ambulanță? Eram 7 persoane. 7? Da. Aha. Adică îți spune să ieși, chemi ambulanța, spune să ieși în stradă și te ia și te duce la spital. Și a cules mai mulți de pe stradă, e vorba de începutul 1 octombrie.
pentru că nu poate să vină să ia pe fiecare și să-l ducă și adună mai multe persoane. Înțeles. Și la spital intri și acolo urmează o evaluare, nu? Pentru care și la spital intri, cine e de rămas rămâne, cine e de plecat înapoi acasă, pleacă înapoi acasă, îți face, îți dă documentele respective, îți spune ce tratament să faci și pleci. Sau rămâi internat. De tratament cum faci rost? Că curios, te-ai dus la farmacie? Este... Sau? Păi da, este ciudată și această variantă, pentru că trebuie să rogi pe cineva să-ți ia medicamentele, să le ia și să ți le dea, că... Nu mă întrebați cum am ajuns înapoi acasă și cum mi-am făcut rost de tratamente. Cum? Ba, te întreb, cum ai ajuns înapoi acasă? Nu pot să zic că nu este corect. Acum vorbim. Nu a mai venit ambulanța să mă ia înapoi de la spital. Că nu te mai duce înapoi și te-ai dus cu mijlocul de transport în comun sau te-ai suit într-un taxi, că asta e viața. Nu, cam așa ceva. Păi da, dar nu, aici nu, cum să zic, dacă, eu nu vreau să-ți fac o critică, te înțeleg că cealaltă variantă era să o iei pe jos, cine știe cât, Bucureștiul ăsta e din București, ne sună? Da. Bucureștiul ăsta e uriaș, adică dacă te punea să mergi cineva de la Fundeni până în Berceni, nu cred că mergea pe jos, nu-ți fac o critică, dar da, situațiile astea să... Nu este vorba de critică, este vorba că nu ai cum să pleci de acolo. Înțelegi că salvarea nu va veni să te ducă înapoi acasă și înțelegi că nici n-ai cum să pleci ca să nu infectezi pe nimeni. Da, adică trebuie să fii foarte responsabil sau să ai un prieten care să-și asume chestiunea asta. Să vină și să-i spui... pozitiv. Da. Uite, eu sunt pozitiv, dacă vrei, vino și ia-mă cu mașina din spital. Și el ce o să zică? Băi, nu te iau. Păi stai așa că nu, exact. Da. Ce reacția medicului de familie mi-a plăcut, deci dacă trebuie să analizăm toate problemele care sunt puse în discuție, a fost foarte bună, deci m-a ajutat, mi-a acordat tot sprijinul, deși pe vremea aceea nu ei trebuiau să se ocupe de persoane ca acum. Ajutorul de care am avut nevoie cel mai mult a fost din partea DSP-ului, cu care chiar am avut o mare problemă și am avut emoții până la obținerea acelei nenorocite, cum să-i zic, de declarații de izolare ca să poți să-ți iei un concediu medical care reprezintă jumătate din salariul tău, de fapt. Este o birocrație extraordinară. Eu nu înțeleg de ce ne trebuie această decizie. Nu înțeleg de ce. Pentru că în baza testului și medicul de familie poate să-ți dea un concediu medical de carantină. În mod evident, noi în statul român suntem nevoiți să plimbăm niște hârtii de colo-colo, că altfel instituția cum și-ar justifica existența? Instituțiile din România există ca să dea o hârtie. Eu am înțeles că DSP-ul este sufocat. Am înțeles. Dar este în momentul în care ești sufocat și nu mai poți face față, trebuie să iei măsuri. Scoate declarația, nu o mai cere declarația, lasă-l pe medicul de familie să-ți dea medicalul. Desfințează această declarație, că nu se poate, deci este... Am sunat, vă rog să mă credeți, 2-3 săptămâni în continuu, nimeni nu mi-a răspuns. Nimeni. Înțeleg că acum am au sunat, angajat de-am niște... nebunit. Mi-am... Da, te cred. Acum ci că au angajat niște voluntari, au făcut tot felul asta de lucruri. Asta vreau să vă spun. Voluntarii au fost angajați la insistențe, pentru că s-au făcut niște presiuni că nu se mai descurcă. Nu se descurcă, eu am înțeles, nu se descurcă, dar nu trebuie să accepte mai repede ajutorul sau să muncească mai mult, să lucreze în ture. DSP-ul cred că are program fix și nu lucrează sâmbătă și duminica. Voluntarii lucrează de la 8 dimineața până la 10 seara sau la 9 și sâmbătă și duminica. DSP-ul nu lucrează. Să se implice mai mult, să facă mai mult sau să nu ne mai trebuiască documentele, documentul ăsta. Ar fi și această datorită mai... unui voluntar și datorită unei fete care îi vor rămâne recunoscătoare pe vecie, care mi-a răspuns la telefon în ultimul moment și în ultima clipă, dosarul meu s-a rezolvat în ultima secundă. Datorită voluntarilor. Mai rămânea să cunoști pe cineva. Îți mulțumesc tare mult, Florentina. Am făcut și acest lucru. Am întrebat toată agenda mea de telefon pe toată lumea dacă cunoști pe cineva. Nimeni nu cunoștea pe nimeni. La DSP. Hai, nene, asta numai România ți-o poate pune la dispoziție, Florentina, mulțumesc. Să suni o pilă de la DSP să-ți dea concediu, pentru că tu ești bolnav de COVID și îți trebuie hârtia aia, eventual să te duci cu un pachet de cafea, cum doar la noi se poate întâmpla. George, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin.
Cred că din spațiu public lipsește o informație destul de importantă, pe care am aflat-o și eu când m-am testat cu ajutorul medicului de familie. Testul este gratuit. Okay, eu da. Nu știam de informația asta. Testul pe care ți-l face? De la medicul de familie. Da, este gratuit testul ăsta. Dacă, Doamne ferește, ai simptome, ajungi la un spital sau vine ambulanța și îți face testul ăsta gratuit. Sigur că mai pe repede înainte poți să ți-l faci la privat. Dar de ce e important în povestea ta faptul că... Păi, am impresia că doamna dinaintea mea a spus că a fost o problemă cu rostul de bani pentru testare. Da. A spus că a adoptat o strategie diferită pentru că nu a vrut să aștepte cele 3-4 zile până când îi vine rezultatul de la stat. Adică știi cum e. Caută ambulanța, cheamă salvare, așteaptă rezultatul testului. Așa ea s-a dus la un centru privat, a făcut rost de niște bani, a primit testul în 48 de ore, după care a anunțat statul că e bolnavă. Și a venit o salvare și a luat-o. Asta era povestea ei. Okay. Povestea mea este, a început joi dimineață, am rămas acasă cu niște simptome nas înfundat, destul de ușor. Și apoi am sunat medicul de familie, iar vineri dimineață m-am testat. M-am programat la testare, la o clinică privată, dar cu trimitere de la medicul de familie. Și duminică, după masă am avut rezultatul pozitiv de infectare. Apoi, luni, am contactat medicul de familie, destul de greu, probabil telefonul suna în continuu. L-am anunțat că sunt pozitiv, de atunci stau în izolare, astăzi este joi, nu am fost sunat de DSP nici acum, nu am fost contactat de către cei de la DSP. Deci se face săptămâna acușcă. Se face săptămâna, bine, duminică am avut rezultatul pozitiv. Acum, este joi. De luni până joi nu am fost contactat. De unde ne suni? Din Sânt Petru, Brașov, lângă Brașov. Asta e foarte interesant. Deci în ultimele 5 zile, statul român, sau mă rog, DSP Brașov, nu știe exact, n-are o hartă să facă o anchetă epidemiologică. Cu cine te-ai întâlnit, unde muncești, pe cine ai fi putut îmbolnăvi, exact. Să alerge, să prindă boala din urmă. Știe care un cetățean, te-a raportat statistic, dar... Ce să-i mai facem noi de acum cetățeanului că e gata bolnav? Cum ești în momentul ăsta? Adică, ca sănătate te întreb. Cred că pe revenire nu am avut simptome foarte grave, doar fără miros și cu nas înfundat. Legate experiența cu statul, duminică, noapte, soția mea a născut, a trebuit să vină, să chem ambulanța acasă. Să vină să o ia, pentru că eu nu puteam duce la maternitate, iar răspunsul lor a fost super prompt, nota 10 pentru cei din maternitate. Dar de la Brașov sau de la... Le-a spus că e contact COVID? Le-a spus că este contact COVID, din fericire a fost testată la intrarea în maternitate, a fost pusă până la rezultatul testului într-o cameră separată. Din fericire, testul a fost negativ, foarte ciudat, pentru că eu nu m-am izolat de ea zilele astea, pentru că începuse și ea cu niște simptome ușoare, însemnând nas înfundat, și am zis că deja, rău era făcut, însemnând că mai mult ca sigur era infectată, dar se pare că, virusul funcționează altfel sau nu știu ce. Dar ce aveți, băiat sau fată? O fetiță. Pe care n-ai văzut încă. Eu nu o văd. Să vă trăiască. Ce... Doamne ajută. Ce episod în viața asta. Acum... Iar eu am plecat din casă, practic am încălcat puțin regulile, ieri a venit din maternitate cu fetița și eu am ales ca să stau într-o casă vecină cu casa mea, care este goală, și m-am izolat aici până când, când o să se termine... Am înțeles. Cele 14 zile. Dar după tine trebuia făcut acolo, în casa aia, dereticat, pregătit locul în care să... Asta am făcut eu ziua premergătoare. Am încercat să dezinfectez, să aerisesc absolut tot ce am avut contact, curățenie și... Da. Când sună DSP-ul la tine, poate săptămâna viitoare, să le spui că între timp ți s-a născut și un copil, că ai făcut și un copil între timp cât a acționat statul român. Da, o să...
Îți doresc sănătate și să aveți o viață frumoasă, George, alături de copilul vostru, să vă meargă din plin. Păi, prieteni, eu aici, știți, experiențe bune, experiențe rele, după cum vedeți, pare că statul român nu-i cel mai prost stat din lume, dar uneori îl apuc așa. Dom'le, care e timpul rezonabil? Adică pe omul ăsta, după 5 zile, vă gândiți să-l sunați la DSP Brașov sau... Să poate nu are importanță. Dom'le, mai e un caz acolo. Ileana, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit, bine v-aud. Îmi pare bine că antevorbitoarea mea din Constanța a fost contactată. Mai știu niște prieteni care sunt în orașe de provincie și la fel DSP-ul se implică și vorbește și ține legătura, mă rog, cu pacienții. Dar să vă spun speță din frumosul și minunatul voluntari. DSP Ilfov are niște numere de contact pe site la care sună telefonul doar ocupat sau îți spune că Tel Verde este număr nealocat sau nu se formează. Da, și stau în așteptare și dau mail și nu-mi răspunde nimeni. De luni am dat un mail, suntem astăzi este joi și nu mi-a răspuns nimeni la mail. Mai mult de atât, am sunat la ambulanță și am solicitat să vină să-mi facă testul. Mi-a spus o doamnă drăguță că o să vină în două zile să mi-l facă. Bun, iar astăzi am sunat iar. Când vine ambulanța? Că au trecut două zile. Și, surpriză, mi-au spus că solicitarea mea nu a fost înregistrată. Da? Nu există o solicitare pentru mine. Da, foarte interesant. Și iar, acum o să mă aștept vreau două să zile. Fac... nu, am decis să merg la drive la Băneasa să-mi fac testul. Singură, pentru că deja se face o săptămână. Dacă aș aștepta să vină ambulanța de astăzi, va veni în 3 zile, iar răspunsul cu siguranță îl voi primi săptămâna viitoare, marți, miercuri, joi, într-o altă zi. Acum tu doar bănuiești că ești bolnavă. Foarte mare de 3 zile. Bănuiești doar că ești bolnavă, ai niște simptome, nu? Și... Am niște simptome, da. Și cine mai e în casă, la fel? Din fericire sunt singură și... Nu pun pe nimeni în pericol. Asta e foarte interesant. Deci de când încerci să cu statul român să vezi dacă ești bolnav? De luni. De luni. Hai, 3 zile poate să spună statul încă ești bine. Am, ești în toți termenii. Încerc să te încurajez. Atâta timp cât mai respir, sunt foarte bine. Da. Am medic de familie care este ieșit din... area de competență pentru moment. Am medic de unitate care, la fel, este ieșit cu alte probleme tot așa pe teren. Lucrez în prima linie. Minunatul stat nu ne testează. Stai puțin. Doar tu lucrezi, ești cadru medical în prima linie? Nu sunt cadru medical, lucrez în Ministerul Apărării. Am înțeles. Și acolo, uite, că chiar sunt curios, Ministerul Apărării pentru angajații săi care, mă rog, sunt sub ordine militare și așa mai departe, nu are un sistem prin care, sau sunteți tratați la fel ca toți cetățenii? Doar SRI-ul își testează angajații, poliția și armata mai puțin. Am înțeles. Nu știam acest aspect. Îți mulțumesc și îți simt pumnii, îți doresc curaj. Cine știe, poate statul român ajunge și la restul pacienților săi. Mai avem 2 minute la dispoziție. Ștefan, cred că o să pui și concluziile cu întâmplarea ta. Bună ziua, domnul Striblea și ascultătorilor de asemenea. O să încerc pe scurt, că sunt multe lucruri de spus. M-am simțit rău la începutul lunii octombrie. Am decis să mă duc să mă testez la privat, pentru că știam din experiență că aștepți mult sau deloc sau fără succes pentru testul la stat. M-am testat, pe 9 am avut rezultat pozitiv pe 11. Am încercat să sun la DSP de atunci și până acum nu am reușit niciodată să intru în legătură cu ei. Există un call center care era trecut la ei pe site, nu răspundea nimeni acolo, cred că abia acum de câteva zile au angajat și oameni la acel call center. Înainte sunai, dar ți se închidea apelul după câteva minute. M-au sunat ei la o săptămână după ce am avut rezultatul pozitiv, ca să facă anchete epidemiologică. Evident că nu mai avea niciun sens la o săptămână.
Iar a doua zi mi-au trimis, mi-au spus că urma să mă sune ambulanța pentru evaluare la spital. Și am mai venit? Acolo. Ce spuneți? Zic, am mai venit? Da, ambulanța a venit. Am fost, am mai cules pe cineva, am fost doar doi, am avut noroc, nu a fost în aglomerație în ambulanță. Am stat 6 ore la Otopeni și acolo am avut noroc că nu era multă lume în momentul respectiv. Este o mare problemă cu decizia DSP, a mai spus cineva de asta. Eu în continuare n-am intrat în posesia ei, nu am absolut nicio modalitate de a contacta DSP-ul. Am găsit acum pe cineva care cunoaște pe altcineva și aștept să văd, poate rezolv. Dar altfel o să rămân fără concediu medical. O să cred, să pregătești un pachet de cafea și un pachet de Kent. Mă scuzați, ca pe vremea lui Ceaușescu, na, că am făcut reclamă. Uf, da. Da, deci asta încă de asta e mare problemă și da. Ar trebui cineva să o dezbată, pentru că nu se cunoaște. Sigur, toată lumea se uită la probleme cu adevărat importante, viață și moarte. Nu, asta dar, până la urmă, pentru cei care rămânem în viață, slavă Domnului, sunt și astea următorul nivel de important. Mulțumesc tare mult. Asta sunt probleme importante. Știți de ce? Pentru că viața și boala fiecăruia dintre noi sunt importante pentru noi. Și în momentul în care suntem cetățeni onești a unui stat, așteptăm ca momentul ăla să ne ajute și pe noi cineva. Am depășit mult timpul emisiunii, îmi cer scuze pentru asta, dar România în direct se încheie aici și eu vă spun spor la treabă și vă promit că ne întoarcem la povestea asta.